Zeci de tineri au fost ajutați să pornească propria afacere într-un domeniu care să ajute și economia locală. Mulți au reușit deja să deschidă porțile pentru un viitor sigur prin înființarea unor societăți. M-a ajutat să-mi deschid o afacere, ceea ce eu nu știam, pentru că terminasem cu totul altceva. Am învățat să îmi administrez singur afacerea și să pornesc la un drum nou. Ce fel de afacere v-ați deschis și dacă este rentabilă? A fost greu la început, acum a început să fie bine, un plafar. 500 de tineri din 6 centre regionale au învățat să dezvolte un plan de afaceri. Cele mai bune idei au fost premiate cu o sumă care să asigure minimul investiției. Cei care au fost evidențiați, au avut cele mai bune proiecte și s-au făcut deplasare în Spania, gratuită, 4 zile, unde s-au întâlnit cu antreprenori din Spania, care au dezvoltat o afacere, au fost premiați și cu o sumă de 25 de milioane de lei. Am făcut un proiect care a câștigat un punctaj adecvat pentru a putea merge mai departe și a fost un program foarte util. Proiectul a fost cultivarea plantelor medicinale și probabil că o să mă ajute. Curaj există. Proiectul Și tu poți fi antreprenor a fost realizat de Patronatul Român în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și o societate din Spania. En España lo estamos pasando muy mal y sabemos lo que es el trabajo y lo que hemos pretendido es animar y motivar a la gente para que cree sus propias empresas. Din grupul țintă au făcut parte și șomerii. Aceștia au beneficiat gratuit de cursuri de calificare. 800 de persoane, din care 500 de persoane și-au ales să facă un curs de îndrumare, elaborare, plan de afaceri, 300 de persoane au beneficiat de un curs de calificare lucrător în comerț. Proiectul a fost implementat cu succes în București, Călăraș, Galați, Alexandria, Târgoviște și Drobeta, Turnu Severin.